să organizăm această ședință extraordinară. Timpul ne... Da, dacă a venit frigul, ce zic, veci? Aveți aici asta și nota informativă cu cimitirile. Bine. Păi ai promis că aprobăm aia, dar o băgăm în Consiliu Local. Și văd că nu aia. Băga că nici n-am dat drumul. De ce? N-am dat drumul. Urmează să-i fac dosarul tot de asta. Da, nu știu că... Sunt mulți care... Au venit acum să-i mai ajut, să mai las 3-4 zile. Păi și nu o băgăm în Consiliu. O să o fac în Consiliu. Fac extraordinară, domnule, să o fac. Ca asta... Dacă o băgam și nu depuneam dosarul, săreau toți în sus, în piață, să speriau. Așa, am hârtia... Păi ce sunt speriați? Păi dacă intră în asta, cum este în reorganizare, banii mai ia așa, după un procent, după nu știu ce, să speriau toți și bag. E, nu. Așa am zis. Stai o secundă. Am zis că mai sunt, m-au mai venit și domnul Petru. Mai las-o câteva zile, încerc ca să... Păi ce, după aia poți să te contezi, pe care nu poți să te contezi. De ce? Păi numai lichidatorul îi decontează în baza unui program. Programul ăla care dă procentual și prima dată are banca, are bugetul și după aia mai vin și ceilalți. Nu e chiar sigur, da. Îmi spun eu că asta a fost. E făcută tot, urmează. Cum am dat drumul ăsta, am și făcut. Care sunt ale mele, care sunt ale dânsului? Cred că sunt ale dânsului acolo. Care dumneavoastră... Ia și fă. Aici era raportul de sfârșit și la punctul 29, prima pagină la contract s-a modificat. Păi stați puțin, hai să ne punem la punctul 29. Deci la punctul 29. S-a introdus... Aici, o să vă spun, ultimul, 36 coane, da. 36 coane aici. 36. Poate fi încetat din inițiativa arendatorului, de îndată ce... Da, da, deci ăsta 29. Da, după și ce... la altceva ce mai... punctul 1, da. Asta e un raport care e la sfârșit. La punctul 1 s-a modificat pentru că s-a înființat aici, în organigram, atâta s-a modificat. Șeful de structură. Nu era. Da? Nu era ca serviciu, era mai structura fără șef. Deci a apărut un post nou. S-a scos 60 ăsta de aici, s-a scos aici, aveam aici, aveam 11. L-am scos pe ăsta și l-am băgat unul aici. Dar putem să-l scoatem, dacă nu te interesează, putem să-l scoatem. Nu, no, nu, nimic. S-ar bucura jucându-l la greu. Bună ziua! Domne invitați! Alo, vă rog să păstrați liniștea. Domnul secretar, vă rog să faceți numărarea, să vedem dacă suntem în... Da, sunt prezent procent. 19 consilieri din 21, ședința este legal constituită, putem începe lucrurile. Vine și Velicu acum. Velicu și Cosmin Georgescu. Velicu e deja, e în interior. Cosmin. Și Cosmin a venit la validare. Dacă vine, între timp, putem să... Vă rog, pe perioada ședinței, invitații să păstreze liniștea. Da, a venit și domnul Velicu, suntem 20. Da, deci ședința este constituită legal, putem să începem. Înainte de a începe ședința, să vă supun la vot procesul verbal de la ședința precedentă, dacă aveți ceva discuții, obiecțiuni, adăugiri la acest proces verbal. Dacă nu sunt niciun fel de discuții, supun la vot
Procesul verbal de la ședința din data de 30 august. Cine stă pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci în unanimitate a fost aprobat procesul verbal din ședința precedentă. Mai e domnul secretar, că mai am procedură din 23. Extraordinară. La aprobăm și pe asta. Este extraordinară. Da. La aprobăm și pe asta. Da, a mai fost o ședință extraordinară pe data de 23 august. Dacă sunt discuții în legătură cu acest proces verbal, ședință extraordinară, dacă nu sunt niciun fel de discuții, supun la vot acest proces verbal. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, deci în unanimitate a fost aprobat și acest proces verbal din ședința extraordinară. Acesta din 26 iulie, domnul secretar? Ce fost? Din 26 iulie. El ai aprobat cu fiul, e același. E același? E același. Ăla e ordine. Având în vedere că s-a îndeplinit procedura preliminară, supun la vot ordinea de zi pe care o aveți fiecare la mapă și care cuprinde un număr de 47 de puncte și eu propun în continuare, domnul primar, cum am discutat la ședința trecută, să fie și un punct de diverse ca să aibă posibilitatea consilierii locali să-și exprime diverse opinii și păreri, având în vedere că ei reprezintă diferite circumscripții din municipiul Giurgiu. Având în vedere propunerea de 48 de puncte la ordinea de zi, vă supun la vot această ordine de zi. Cine este pentru? Se abține ceva? Deci, în unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Deci trecem la primul punct al ordinii de zi.